Bun găsit, dragii moșului, la 5 minute de sport altfel. Nu este o pastilă prea veselă, dar noi aici știți bine că de-a lungul vremii am vorbit despre toate lucrurile. Sunt 50 de ani de la unul dintre cele mai nefericite evenimente din istoria sportului, masacrul de la München. Nu vrem să o forțăm, să o facem, să începem să plângem sau să ni se facă pielea precum cea de găină, dar știți bine ce s-a petrecut acolo. Jocurile Olimpice de la München, 1972, are loc atentatul terorist în urma căruia niște membri sau membrii unui grup armat palestinian Septembrie Negru ia teroriști sau membrii iau teroriști, teroriștii iau ostatici cetățeni izraelieni, sportivi, masori și membrii ai delegației olimpice izraeliene găsite acolo în satul olimpic. Din păcate, operațiunea... De salvare a acestora nu se termină cum trebuie și sunt niște jocuri însângerate. Uneori, chiar mergând puțin mai departe, se spune că performanțele unor sportiv precum Olga Corbuț sau chiar și al nostru Marci Piț și chiar și al nostru Ivan Pațachin, Dumnezeu să-l că s-au adunat zilele acestea un an de la trecerea lui, de la plecarea lui, că nu a trecut în eființă, a plecat doar puțin, au fost un pic umbrite de lucrul acesta. Adică s-a vorbit mai mult despre ceea ce s-a petrecut acolo. Pe scurt, pentru cei care. Nu cunosc povestea. Sunt Jocurile Olimpice din 1972 de la München, primele în Germania după cele din 1936. Germanii vor să uite acele jocuri în care Hitler a fost tot timpul la timonă, cele din 1936, și să arate lumii că sunt Jocurile Bucuriei la aproape 30 de ani de când s-a terminat cel de-al doilea război mondial. Din păcate, Jocurile Bucuriei se termină în Jocurile Terorii, așa sunt cunoscute ele. 5 septembrie 1972, cu o seară înainte sau o noaptea de dinainte, delegația israeliană a participat la incorpore, la un spectacol, la o piesă de teatru, s-a întors undeva spre miezul nopții, iar la 4.30 membrii comandoului septembrie negru-palestinieni atacă delegația, apartamentele în care se găseau cei din delegația israeliană membrii delegației uh, olimpice. Trebuie spus că președintele delegației olimpice mirosise ceva în sensul că ceruse oficialilor și celor de acolo din satul olimpic o pază sporită, spunând că este o distanță foarte mare între satul olimpic propriu-zis și apartamentele în care erau cazați membrii delegației olimpice izraeliene. Suna banc prost, a glumă neagră, dar a primit niște polițiști neînarmați, da? Teroriștii au sărit gardul de 2 metri, aveau introduse în satul olimpic arme prin intermediul delegației bulgare, dar fără ca aceștia să știe, atenție, ca să eliminăm orice undă de suspiciune. Sunt luați acești ostatici din păcate, unii dintre ei opun rezistență, sunt împuscați și așa mai departe. Nu despre asta vrem să vorbim. Despre ceea ce vrem să vorbim este că statul israelian, care cunoașteți că are niște forțe de securitate la modul propriu extrem de bine pregătite, Imediat atunci Golda Meir, primul ministru israelian, cel de-al patrulea prim-ministru, dacă nu mă șel din istorie, a spus că israelienii pot trimite forțe speciale, membri ai trupelor speciale, pentru a interveni. Germanii, Germania, Germania Federală RFG, a contraatacat, a spus că nu e niciun fel de problemă, că noi avem băieți care să rezolvă cazul imediat și eliberează ostaticii. Totul s-a transformat într-o baie de sânge. 11 membrii ai delegației israeliene sunt uciși. Din cei opt atacatori, cinci sunt uciși și ei, trei scapă și așa mai departe, nici despre asta nu vrem să vorbim. Vrem să vorbim despre Andres Spitzer. Andres Spitzer este un cetățean român, născut în Timișoara, a stat aici până la 11 ani, după care a emigrat în Israel. S-a apucat acolo de scrimă și a devenit antrenorul Naționalei Olimpice de Scrimă a Israelului și se află atunci, în septembrie, acel septembrie, din păcate, însângerat, la Jocurile Olimpice de la München, ca antrenor al delegat. În delegația olimpică izraeliană. Este căsătorit doar de un an și două luni cu Anike, și uh, au un copil mic de câteva uh, săptămâni în momentul producerii lucrurilor acesta. Soția lui, Anike Spitzer, una dintre cele mai puternice voci de după acest atentat, 50 de ani de zile a luptat pentru ca să se facă dreptate spune că uh, și-a dat seama încă din acele momente privind informațiile la televizor și la radio, pentru că se auzea lucrul acesta, că uh, forțele germane, Germania Federală, RFG-ul, nu vor putea să facă față. E un vălmășeal acolo, un, un lucru extrem de uh, ciudat, sunt lăsați, staticii, sunt lăsați teroriștii cu ostaticii să plece, ajung la aeroport și cu elicopterul care trebuiau să plece, acolo se întâmplă lucrurile despre care v-am povestit și are loc această tragedie. Ei bine, de 50 de ani de zile, Aniche Spitzer, care mai vorbește încă limba română, atenție, puțin, câteva cuvinte, vorbește fluent, dar povestește lucrurile acestea, se luptă pentru um, memoria soțului și a celorlalți membri de atunci. După cum probabil cunoașteți la Jocurile Olimpice de la Tokyo de anul, când au fost anul trecut, s-a ținut un moment de reculegere în memoria lor și, după tratative, după negocieri, deși lucrurile astea nu se pot cumpăra, Germania a fost de acord să despăgubească rudele celor decedați cu 28 de milioane de euro în banii noștri de uh, astăzi. Există și un film, dar nu intrăm ca aici pe tărâmul sportului, nu intrăm în alte detalii. Uh, Eric Bana joacă în filmul lui Steven Spielberg, un film senzațional, uh, München, 1972, în care Golda Meir, așa cum vă spuneam, primul ministru, dă ordin să, uh, se fond, să apară uh, acțiunea Mânia lui Dumnezeu, prin care toți cei care au fost acolo urmează să fie lichidați de forțele israeliene. Vedeți filmul că aici nu e obiectul nostru de uh, activitate. Ceea ce vrem să vă spunem este că, din păcate, aceste evenimente n-au cum, cum să treacă pe lângă noi și noi nu ne ascundem niciodată aici la 5 minute de sport altfel. E ceva mai dur, dar sunt lucruri care au uh, însângerat Jocurile Olimpice, cel mai grav atentat din istorie, pentru că, în rest, a mai fost cel de la. Atlanta din 1996, dar acolo discutăm despre altceva pentru că nu au fost implicați sportiv și așa mai departe. Hai să ne aducem aminte doar de sport și să uităm lucrurile acestea. Deși izraelienii au spus noi nu uităm și nu iertăm dar iarăși intrăm pe niște nisipuri mișcătoare și nu e treaba noastră. Ceea ce avem de reținut este că a fost un septembrie însângerat, un septembrie negru, din păcate așa cum s-a numit comando terorist, că sunt 50 de ani de atunci și că sportivii noștri, am vorbit cu domnul Cristian Gațu și mi-a povestit, a spus Cătăline, uite acolo, acolo era balconul și noi eram aici delegația noastră și acolo era, se vedeau lucrurile acestea, din păcate. Mii de mulțumiri că ați fost alături. N-am vrut, n-am vrut să ne uh, supărăm, să ne Stăm așa îngândurați, dar ăsta este sportul, nu tot timpul e vorba numai de victorii. 5 minute, mai mult, că e subiectul nu interesant, dar e un subiect de discutat. Mii de mulțumit că ați fost alături de noi, toate cele bune, la revedere!